au Americani. deblocat americanii bani. Camera reprezentanților s-a doare la, -a adoptat de un doare plan de la operație. Da. Și acum da, au ieșit ăștia toți micuții, Zelenski, pa, mulțumim. Carnaval. Cu, cu <coughs> câteva zile înainte o să-ți arăt ce zicea Zelenski. Uh, da. Uh, Marius, deja Mike Johnson, președinte Camerei reprezentanților, e pe ducă după treaba asta. Știi că mai mulți republicani au votat împotrivă decât pentru. Mm -hmm. Și un scandal imens în Statele Unite. Și o să vedem imediat. E cam ultima tranșe de bani care se duc spre Ucraina. Alții nu o să mai fie, români. Adică în sensul Banii ăștia acesta. nu se să-i ajute nimic. Banii ăștia îi vor ajuta tot pe americani, pentru că știți unde se duc în cea mai mare parte? Pe armament. Pe păi armament cumpărat de unde? Din uh, uh, Noua guine. Nu, din Mita. Nu, no, da. Deci. Din America. A, tu, a, tu a și mai spus Austin, săracul. Deci, cumpărăm de la industria noastră, ăștia pe scop săracu, zice, bă, asta îi îmbogățește pe americani, dar mare pe ucraineni. Dar noi nu ne uităm în gura rusului. Noi știm exact că ne uităm la americanii noștri ce spun. Da? Și spune Austin în audierile de la uh, Camera Reprezentanților, nu, unde s-a discutat pe tema asta. Și omul spune acolo, încearcă să-i convingă, nu pe congresmeni. Zice, bă, sunt bani pe care îi dăm la ei noștri. Ce naibii? Da? Sigur, sigur. Și banii ăștia au un skepsis. Dar știi ce au făcut uh, uh, Dal de, de Mike Johnson, șeful Republicanului din Camera Reprezentanților, că le venea din Senat o lege cu toate aceste nu? sume împreună. Pachete, da. Pentru Israel, pentru da, Pentru Israel, axa răului, cum spune Bărzilă de la Antena 3. Te rog. Bă, mă nu așa. mă ruga. Nu, Te rog, nu mai face Îmi pare rău Atâta atât pot băieții ăștia și uh -huh. fetele astea Bun Ei, uh, Dragă Marius Micuțu Știi ce a făcut? A luat legea din senat și a splituit-o A împărțit-o în patru uh -huh. Și de ce? Toată lumea este ca să dea bani pentru Israel Dar să se vadă Să se vadă foarte clar Cine votează pentru banii către Ucraina de ce? Păi, ca să se vadă, pentru că foarte mulți republicani ar fi spus așa, eu votez pentru Israel, bă, dar nu dau bani la corupți, nu dau bani aiurea. A, să se vadă clar cine S Să se vadă că cine nu, am, nu am băgat mâna în buzunarul contribuabilului american până la cot să iau bani pentru mofturile lui Biden, care sigur are rațiuni strategice, așa cum ți-am mai povestit. Am rupt Europa de gazul ieftin rusesc, omorâm ruși. Sigur, nu contează că Rusia acum e în brațele Chinei și împreună domină planeta. Că, dacă suntem proști cu ștaiv, să fim proști până la capăt. Ei, da. nu domină chiar așa. Mai, 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 pe mai vorbim pe seară. Dar până una alta, până una alta, da? să se vadă cine ridică mânuța pentru bani către Zelenskii. De-a split-o. Hai să vedem. Da. Până găsești acolo, uite, și și o. Ea citește o că știere. am găsit. Tucker Carlson. Durează foarte meu. Agențiile de informații șantajează pe membrii Congresului. Asta nu este democrație. Un articol mai amplu <laughs> în care spune și un alt reprezentant stă de vorbă cu un membru al Congresului despre influența deținută de serviciile de informații. Și cum ăștia sunt șantajați, Memb membrii ai Congresului, fie că e vorba despre Senat, fie că e vorba despre camera reprezentanților, cu chestiuni mai mult sau mai puțin sexuale. Aha. În 1963 John Fitzgerald Kennedy a ținut un discurs celebru în Berlinul de vest, Celebru, Ich bin ein Berliner, sunt berlinez, știi? Și el avea un discurs, sau bine... Sorensen să a făcut un discurs fabulos, ce ai zis tu acum cu serviciile secrete din America. Mm. Și el spunea așa, zice, domnule, unii spun că se poate lucra cu comuniștii. Să vină la Berlin! Alții spun că, domne, într-un fel sau altul, valul de mâine aparține comunismului. Să vină la Berlin! Unii spun că, până una alta, nu o să se ajungă, nu, la un conflict între democrație și uh, comunism. Să vină la Berlin! Parafrasându-l pe John Fitzgerald Kennedy, apropo de ce spuneai tu cu securiștii ah, din America, nu care, care controlează clasa politică. Să vină la București! Poftim? Păi noi spunem asta de 25 de ani. <laughs> nu, în curând de 30 de ani. Să vină la București român dacă vor să vadă securitate care controlează tot. Vă arăt imediat ce controlează. Deci tot ce o vie sexuală ciudate și toate aceste lucruri pe care le ascund și sunt șantajați de agențiile de informații. Mm. Plâng. Nasol, ghinion. Sunt trist. Mm. Uh... Sunt infestate și partidele din România de securiști. Dați-mi da 856, Așa. Averu. Ca să explicăm aici acum. La L-a pe Cristoiu să mă anunțați. Da, da. S-a închis. am Deocamdată au zis că decide el. Deci uite-l pe Mike Johnson, fratele tău. Da. da. Ce zice el acolo pe 20 aprilie? Ci că, uite, ca aștia camera, da? a aprobat 61 de miliarde pentru Ucraina. Și fii atent aici. Membrii au votat un pachet în valoare de 95 de miliarde în total. Împărțit în patru proiecte, vezi? Mm -hmm. Johnson a decuplat, a decuplat votul privind Ucraina de finanțarea pentru Israel. Prin împărțirea proiectului Legem 4, Johnson a căutat să ofere membrilor recalcitrați de extremă dreaptă ai propriei sale conferințe, GOP, Grand Old Party, da? Partidul Republican, posibilitatea a vota conform conștiinței lor, părțile care nu sunt de acord. Adică să voteze împotrivă. Deci români s-a închis cu banii pentru slavă Ucrainei. Da, dați voi niște miliarde, dați voi. Că ați plătit patriotele alea, care stau un hambar la Băcăncel. Dar în Senat votul uhum. va fi la fel, nu? Păi s-a dus în Senat, Senatul o să-i dea drumul, că e da. controlat de democrați. Fii atent aici, 8, 8, 857 avă. Citesc eu repede că e mult da. aici. Deci, tot din zice, fii atent, finanțarea totală 95 de miliarde, da? 61 de miliarde au mers la Ucraina, da? Aici e ca să, fii atent, reaprovizionare cu muniții americane. Deci banii ăștia se duc în industria americană. Da? O mare de, parte din finanțare, e, da. 61 de miliarde de dolari de aici, cea mai mare parte pentru așa ceva sunt. 26 de miliarde au fost pentru Israel, da? 1 miliarde de dolari s-au dus pentru aliații SUA din regiunea Indo-Pacific, e vorba de Taiwan, și fii atent, 9 miliarde de dolari asistență umanitară pentru civilii din zone de război, cum ar fi Haiti, Sudan, Gaza, da? Da, mă, băi, asta va. Ok, au fost și niște sancțiuni pe acolo, că vor să dărâme TikTok-ul, în sfârșit, nu intrăm în uh -huh. Fii atent, din cele 60,7 miliarde de dolari alea pentru Ucraina, da, uh -huh. 23 de miliarde ar fi folosit de SUA pentru a-și face stocurile militare. Știi că ei l au tot dat ucraineilor de la stoc, uh -huh. din armata americană. Au putut să facă asta o vreme. Cât. Să-și facă stocurile. Exact. Alte 14 miliarde vor merge la inițiativa de asistență pe securitatea ucrainei, în care Pentagonul cumpără noi sisteme avansate de arme pentru armata ucraineană direct de la contractorii americani. Păi, cu 14 sunt Da, 30... mă, da, da, asta e ideea. Sunt 37 exact. de miliarde din... Ți-a spus Austin în, în, audieri. Sunt bani pentru noi, de fapt. Nu? <laughs> ok. 37 da, din 61, da, practic, da. sunt tot deci, ei. Da, guvernul dă bani ca mm. să câștigă, că că sunt săraci. Păi, băi, Marius, uite la mine, uite în ochii mei. Păi mă uit, ce vezi aici? Zici și tu, Deci, cine finanțează America, nu așa, cu miliarde? Guvernul american, logic, și poporul român. Nu știi? Nu. Păi nu, cumperi tu sisteme pe nu sunt numai toți, cumpărăm. A, bă, stai puțin. Unde mă duci? Cumpără și polonezii. Taci! Ai înghețat? Încă nu. Dar, dar dă un pic mai încet aerul da, din Nu, Da, pe care. Dar știi ce a cumpărat polonezul cu miliardele alea? Ce a cumpărat? Cumva mai au viză pentru America? A. Ai, Ai zis A? A. Asta e o literă din alfabet? Uh, nu pare, nu. Care alfabet? Păi, și ce nouă nu ne ridică? Bație ți ridică? Ce? Cu Cricu. Din când în când. <laughs> nu, nu ne ridică Și ți ridică cu Cricu. Păi da, și a zis, până în 2000... Da, mă, cu Cricu. Cu Cricu. În da. vara. Da. Ai văzut. Ba, când vine la Petriot, atunci. Da, da, ne da, da. a da, da, da. Ai sisteme. văzut treaba cu Schengen, nu? Că l-a întrebat acum pe este, când a fost la Consiliu. Deci. Da au descoperit micuții. De ce n-am intrat? Ascultă. Au descoperit micuții că ne-am dus și noi cu avionul. Păi ce am aterizat la Paris. Și dat la Și a zis: "Bă, voi de unde veniți? Hai mar și aici în țară." control. Mar. Și zice lui Iohannis: "A, domnule, în România e din ce în ce mai des." Stai, stai, stai. Și el ce Stai, stai. Și zice lui Iohannis: "Fratele tău, uite, mă duc la el acum. Mă duc acum la el." tu pe mine. Așa. Mai zice lui Iohannis întrebătorul. Zice. Am fost surprins cum mai scăpat întrebarea. 17 aprilie, da? Da, da, da. Am fost un direct. Și zice așa. Uh, domne zice. Uh, întrebătorul. Uh, o serie de disfuncționalități care au apărut în air Schengen. Mă refer la aeroportul din Paris, aeroportul din Viena, mai ții minte că eram aici și ți-am spus pe document că vor fi verificați. Mai da, rău da, ca înainte, da, da. ți-am spus Marius da, atunci? da. da, da. C au introdus, ei au introdus formulări care dublează, practic, control ceea ce. Tă! E! Și zice ăsta, zice săracul. Deci, mă refer la aeroportul din Paris, aeroportul din Viena, unde s-au făcut controle nu aleatorii, ci controale efective la avioane da, cu țintite, pasageri cu care veneau din România. Deci, au controlat pe toți. Da. Dacă ați fost informați, Eu și nu mai la Paris. se pot lua măsuri să nu se mai întâmple aceste abuzuri. Vă mulțumesc, în ce spune. Ascultați aici români. Cam ce ați obținut, Nu-l avem audio ceva? Nu N am nevoie. A. În ce privește. De ăsta deja am. A, ești tu. Ți da. se... În ce privește Air Schengen, da, am auzit că sunt unele zone unde nu s-au înțeles foarte exact ce înseamnă intrarea României în spațiu. Ce mă? La Paris nu s-a înțeles. Aia nu știu ce e Schengen? La Macron nu știu ce e Schengen? Nu s-a înțeles. Adică. Deci, ba-i citesc e o dată. Pe Fii atent. sunt hotărân, unele zone. Parisul e o zonă. Zona crepusculară. Da, Twilight Zone. Viena e o zonă. Au zis, băieți, mai cumpărați un avionul ăsta încercați să rezolvați totul. E păcat ca doamna Carmen să nu viziteze Marele Zid. Vă rog zi? eu mult, interveniți la XI două avioane de lux, ceva ca să aibă timp și loc să se. Nu puteți să fiți reprezentați de niște oameni care nu au mers pe Marle Zid chinezesc. Singurul lucru care l-a scăpat, da? Eu zic că dacă vă forțați puțin, vă Și descoperi. la Chișinău ar putea să meargă, dacă mă întreb pe mine. Ce? Cum are lezit -a nu, ajuns nu, cu Marle Zid chinezesc? Nu, acolo. nu, nu, Marius! Nu, cu să meargă, că n-au fost niciodată. Unde? La Chișinău? Uh, da, n-a deci, ajuns. Deci, Marius, să terminăm aici. Zice așa. Deci, nu s-a da. înțeles foarte exact ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen. Voi avea o discuție foarte serioasă cu ministerele care trebuie să se ocupe de aceste chestiuni. Auzi, -mă? Da. Deci, e, e un minister care trebuie să se ocupe de zona Paris și zona Viena? Care Ministerul e? Parisului ah. și Vienei. Au uite aici o știre de Ia. ultima oră, Ia. Uh, mă rog, foarte în hot news, că tot vorbeam despre bani. Prea târziu, semnul întrebării, ce urmează pentru Ucraina după sosirea noilor arme americane? Le spunem noi. Oficialii în și noi analiștii noi. nu sunt neapărat optimiști. Stai o secundă. Noile arme și muniții americane. Așteptate să sosească în Ucraina după votul din Congresul SUA, vor încetini avansul rusesc pe front, dar nu îl vor opri. Nici măcar nu îl vor încetini. Spun oficialii și analiștii citați de Reuters și Financial Times. Uh -huh. Deci, mai dați-mi, vă rog. Păi, stai puțin pe păi și atunci de ce da banii? 857-a. 857 Îți explic. Te rog. Da? Deci, a, așa, suntem aici. Deci 14 miliarde, povestea cu Pentagonul cumpără noi sisteme, 11 miliarde de dolari pentru finanțarea operațiunilor militare americane actuale din regiune, consolidarea capacităților armate ucrainene și promovarea colaborării în domeniul informațiilor între Kiev și Washington. Deci până și aici, mâna greblă se făcut. Și uite, asta e, asta e tare, asta da. O miliarde de dolari în asistență non militară, cum ar fi A. ajutarea guvernului ucrainian să continue operațiunile de bază, inclusiv plata salariilor și pensiilor. Pentru că Ucraina, dragi români, nu mai există. Nu ai voi să... Ca stat. A, Tot ce e acolo, pensie, exista. salariu, plătiți voi. Cu banii aia mulți pe care via Uniunea Europeană din buzunar și sigur americanii care au interese lor. Interese voastre români este să scăpați mai repede de miliardele alea pe care le-ați dat pe sisteme Patriot, le dați în Ucraina, nu contează, MITA, adică Massachusetts Institute of Technology, America, și după aceea votați ce știți voi că trebuie să votați aici ca să fie bine stabilitate și extremismul ținut? Ministrul da, Maghiar Siarto, care a participat la Consiliul Afaceri Externe al UE, a remarcat că Bruxelles răspunde situației din ce în ce mai critice pe câmpul de luptă din Ucraina cu pregătirea semănătoare războiului mondial. În ciuda faptului că strategia de transport de arme s-a dovedit a fi un eșec total în ultimii ani. Aoleo. Așa... Uh... Te rog. Dați-mi 858a doar pentru fotografia securității. A făcut uh, securitatea o fotografie? Nu, o fac eu. Eu că că, crez că mai sunt noi liberi pe aici. Pe, pe... Deci, 858a. Nu te grăbi că vine. Deci, asta e textul limba engleză la ce ai citat din aur, pentru securitate. Poza, cu... Da, e pentru ca ei să-și ia informația că poate cine știe la proces ar putea să crezi că am inventat eu. Mai departe. Dar nu am pus la. Ce n-am pus? N-am pus sub semnul întrebării, că nu ar fi adevărat textul Băi, din Băi, eu la securiși le dau. 859 O pașe că de darni Da, mult succes o spun. Primul, primul de transport. Da. Deci, Marius, uite cum a votat camera pe fiecare măsură, ca să înțelegi mai bine cum stăm, da? Ajutor Ucraina, 311-112. Deci 112 s-au împotrivit. Uite-te cum au votat pentru ce alte da, trei proiecte. 368, doar 58 împotrivă. Deci, da? Da, deci, ai, ai reținut că, așa cum ți-am spus, majoritatea republicanilor a votat împotrivă. Mai mulți republicani au votat Împot contra ajutorului pentru decât Ucraina pentru. decât pentru. Și ăștia, Marius, sunt practic ultimii bani. 860, -a, vă rog. 860, -a, vă rog. BBC e bun, merge? Adică, ține cu tine? Nu neapărat, dar e ok. Ia uite ce scrie aici. Nu ce era odată, da? da. Acesta nu este glonțul de argint care va ajuta Ucraina să câștige războiul, poftim? Puff. Dar extinde fereastra pentru a lupta și a ține masa negocierilor la distanță cu masa au, negocierilor. Păi, nu, adică, Doamne. Păi, da. A, păi au, Dacă eu. negociezi, se termină războiul, fraiere. Da, că pierd. Pierd rușii. Adică, da, da, de, de ruși era vorba. În timp ce toți cei 210 deci democrați. Asta? Miliția. Anthony Turcă, James Waterhouse, Jack Lee da? De la BBC. Ok. Deci, în timp ce toți cei 210 democrați au votat pentru, mai mulți republicani au votat împotriva legislației decât în favoarea 112 la 101. Acest lucru ar putea crea probleme pentru domnul Jones. Deja îl pregătesc. Da? Green, Greene, Taylor a zis, micuțule, pregătește-ți că am venit cu injecția, da? Bun? Așa. Cer, aici erau trei la momentul ăla, 21 aprilie, Republicanii din Camera cer deja ca el să fie demis din funcția de președinte. Da? Și uite, spune mai jos, dacă Republicanii câștigă mai multă putere în Congres sau iau înapoi apoi Casa Albă, de ca așa din se vede, din partea e, sua, e pa, la revedere. Da, pare din ce în ce mai da? puțin probabil, Până aici da. ai înțeles? Uh, mai greu, dar îți dai Bine, seama că fac a, eforturi. Atunci dăm voie să te învăț ceva. Adevărul că sunt și complicate lucrurile pe care le prezint și atunci da. e un efort din partea mea. Mare. Da, uh, știu.